optica, este care, pe baza tuturor de produsele vânzărilor de două parale, construiește niște panele dinamice, la care folosește poză, care evident este alta în cazul fiecărui produs, poză, brand, denumire, preț și text de incentive. Okay. E deja adăugat însă, nu știu la care se înțeamă să mai dau o dată ca să vă spun ce și cum, știți care e treaba. În primă fază, dacă nu a setat user niciun banner pentru instalarea curentă, este invitat să facă lucrul ăsta din panela de settings. În cazul meu nu mai este cazul, mă rog, aici nu mai este cazul, pentru că deja am făcut setările astea. Setările care pot fi făcute sunt legate de merchant, feed-ul care aparține, mă rog, user-ul afiliat la Lipeșca. Soi. Îmi dădeai două iPad-uri pe ăsta. Liniștit. Dădeai și un file, imediat. Asta am mai mult să cum ziceam, aplicația este destinată la afiliaților și ei își pot filtra produsele pe care pot să le vadă în banul respectiv, mă rog, de fiecare dată vor vrea unul, evident, dar din banul meu ține, produsele putând fi filtrate cu anumite criterii. De exemplu, aici o să apar o jachetă. Așa arată un banner. Din fericire, să zicem așa, ăsta este un rectangle și arată ok, dacă banner ar fi mai înalt, mai lat, mai înalt sau, mă rog, cu alte rapoarte ale laturilor, layout-ul trebuie schimbat. Din acest motiv, aplicația va folosi, pentru că, sincer, nu le am acum astăzi, nu le am văzut chiar așa de design, toate cele trei layout-uri. Ideea e că nu pot să folosesc aceeași dispunere a elementelor grafice și pentru un banner înalt și pentru un curat, că n-ar putea să nu se vedea sau, mă rog. Tot ce în spate în cod este prevăzut, sunt prevăzute cadrele astea speciale și sunt diferențe din trei layout-uri principale, deci pentru banner mai late, dispuse mai orizontal, mai fi leaderboard-ul, cele pe cât pătrate cum e ăsta, sau pentru skyscraper diverse dimensiuni. Sunt niște valori. Bun, deci filtrarea, oameni cum se face, pot să vă arăt un moment. Deci așa ar arăta. Să mai timp așa, nu știu, sunt carte toate. Ceva de genul ăsta trebuie să arate cele trei dimensiuni principale de banca. A, ești de tot aici. Ok. Nu a căutat. La asta nu sunt dispuse elementele cum trebuie. A nu se înțelege din tot ce am spus acum că banele sunt limitate la dimensiuni standard diabe. Nu. Dacă un afiliat are un loc de 213 pe 305 pixeli, de exemplu, că așa vrea el, așa găsi loc în site-ul el, se poate seta de aici, din opțiunile aplicației, din cazul platformei, to performance, și layout-ul se redimensionează corespunzător, astfel încât încape și tot este așezat cum trebuie, cât arată bine. Și selectând layout-ul template-ul corespunzător de banner. Aveam mai de mult, mă rog, pentru altul de el pe care o făcusem eu, aveam și background cover care putea fi schimbat și doar cele astea s-ar putea fi de aia la soară. Nu e cine știe ce... N-am fost eu pe care am fotografia de unde? Ai poza produsul. Ai poza produsul. Și e flash, da. Nici nu am făcut de flash sau... E flash. De ce nu faci JavaScript, de HTML. O să e... mai simplu. Nu, te refer la exact același format. Același efect, da. Același efect, le poți face în pentru că până una dată mi s-a făcut mai simplu să fie un când flash. Cunoștințele pe care le aveam, mă rog. Bine, după aceea, pe JavaScript poți face tot felul de linii,
tehnică, să muți poza cu mouse-ul, să nu știu, să-ți faci pe de la cable max, să-ți ia să vezi și faci o face pe acela de pe dacă vrei. Da, trebuie să le cari din început, știi, pe deoarece nu poți să le cari și mai și după aia, să nu le uita cum nu trece cu mouse-ul peste. Din nou și în clasă poate face exact același lucru. Da, deci e pur și simplu două tehnologii care fac aproximativ același lucru. Nu e, nu e nevoie neapărat să fie una mai bună decât cealaltă. Nu sunt atât de bune, din punctul meu de vedere. Deci la un PT general, de 30-150, deci o singură poză pe care o va adaug și restul se fac automat celălalt de dimensiune. Sau de la o separat pe care dimensiune. Nu, cred că nu înțeles. Deci, sus e 30-150, da? Da. Și restul sunt cel înalt, e tăiat automat din singura poză pe care, care se creează din alt. Da. Deci, ce se întâmplă în spate. De exemplu, pentru ăsta, pentru skyscraper, să zicem, deci pentru interpări de ceea ce pomeste. Skyscraper de ce nu se mișcă? Pentru că poza a fost puțin întinsă, astfel că s-a urcă toată verticala sau exact, exact. Adică, un singur, dintr-un singur template se redimensionează celălalt. Poza a fost o sub, o dată, o dată în centru? Da, e o zică. Asta a fost manifestat și a fost o dată în centru. Poza a fost o sub, o iau direct din... Da, și așa și dacă ai explicat ceva, mi s-a înțeles că la fiecare refresh apare un alt produs. Da, evident asta. Nu-i practic. Poți să spui că nu există distorsiuni foarte mari, adică să revii dimensiunile pozei produsului de la dispoziție și să nu arăți dacă e... Dacă e foarte independență. Ca să vedești, da. Am înțeles. Nu că e o idee bună de care să țin cont, că chiar m-am confruntat cu problema asta, în special pe Airforce și Sky, care au o dimensiune măcar mai mare. Mai mare, se poate întâmpla să fie mai mare decât dimensiunile pozei de produs face așa. Care este, care sunt sursele necesare, de exemplu, dacă te trezești în mine, propunem sistemul ca un hi-fi. Așa. 2 miliarde de afișări pe lume. Nu. Și pe toate se... Da, crearea se întâmplă. Crearea asta a venelor. Crearea asta a venelor nu necesită foarte mult timp. Stresul e mai mult la RAM. La fiecare... Ia zis că la flash chiar și... Dar dacă nu mă rog pentru el. Da, exact. Eu mă bazez pe YouTube, ar fi. Da, e zis de... Mă funcționat, hardware e ieftin. Da, eu să le arăt, să fie ideea din atunci că ai fărit cu spus că poți să le vorbe la toată aia unde e imaginea. Problema lor. Exact. Nu, în principiu nu e. Într-adevăr, traficul cel mai mare o să-l facă toată aia, încărcarea ca și resursele... Dar toată aia și care trafic oricum. Că vrea rușa în condiții normale. Bine, toată aia sau ce mărți și cum ar fi mai respectiv. Da, noi nu luăm din mod normal, nu luăm limite de toată. Companiile care tot ce fac este să
cum poți să retrușe în tine să-ți redirectezi un... De fapt, nu redirectezi, pur și simplu fac request pe alt server. Ok, intervine timpul ăla de rezolvarea domeniului celălalt, dar care nu afectează în mod catastrofal... Da, dar și nu mai treaba magazinului să poată să se reafie în mod de imagine. Da. Nu știu la care se... Cache-alizează să faci pe feed-urile lui și pe produsele lui, da. În cazul dat la 3 ore, știi, să le ții sau... De ce nu m-aș merge nici pe varianta asta? Pentru că... nu știu la care sens să duci informația atât de mult, pentru că înseamnă că există mașina care face lucrul ăsta. Și în funcția mai devreme am încredere rat, că ăsta e pe care se targă ok. Și mașina nu am văzut până acum sensul exact. Ok, să mergem mai departe, o să nu știi, ia-i. Thank you.